Pe 27 iulie 2016 s-au împlinit 95 de ani de la nașterea marelui lingvist Eugeniu Coșeriu, cel mai strălucit reprezentant al culturii române în planul științelor umanistice. În semn de omagiu, conducerea satului Mihăileni din raionul Râșcani, locul de baștină a marelui filolog, a comemorat numele celui care a creat teoria fundamentală a lingvisticii integrale. Omul de rând este să percep ce a făcut, un drum, un apeduct, ceva, un lucru. Dar lucru care nu se vede este că în toată lumea, în toate enciclopediile, se vorbește Eugen Coșeriu, născut la Mihăileni, județul Bălț. Ne-a proslăvit în întreaga lume. La eveniment au fost prezenți oaspeți de valoare, precum fiica lingvistului Eugenia Coșeriu, care a venit pentru prima dată în Moldova. Prezentă a fost și Eugenia Bojoga, discipol al marelui filolog, și multe alte personalități de creație care i-au adus un omagiu celui supranumit lingvistul secolului 20 sau gigantul de la Tübingen. Eugeniu Coșeriu avea un dar extraordinar de a vedea în fiecare discipol propriile virtuți. A fost un model științific care a creat generații întregi de lingviști. Studenții lui Eugeniu Coșeriu, doctoranzii săi, au văzut cum muncea Eugeniu Coșeriu și au încercat să-l imite. Eugeniu Coșeriu a fost extrem de exigent cu elevii săi și Eugeniu Coșeriu a fost de o profunzime cum foarte rar se întâlnește astăzi. Orice problemă de lingvistică a analizat-o și a interpretat-o din toate punctele de vedere posibile. Deci numai așa se explică faptul că Eugeniu Coșeriu a creat această teorie a lingvisticii integrale. Deci a integrat toate aspectele pe care alte curente lingvistice, alți lingviști le-au lăsat deoparte. Fiica lui Eugeniu Coșeriu a venit pentru prima dată în Moldova și-l amintește pe marele lingvist ca fiind un tată care avea adevărate calități umane. Tata era un om bun, foarte atent sub aspectul intelectual. Cu toate acestea, era foarte sever și nu prea câștiga bani. Ceea ce considera că nu ține de cultură, îi se părea inutil. Nu-i plăceau sărbătorile pe care le organizam împreună cu prietenele mele. Tata nu punea accent pe haine și avea numai valori intelectuale. Activitatea științifică, cât și unele crâmpei din viața lingvistului, au fost imortalizate în 10 capitole inserate într-o carte, scrisă de către un medic din Mihăileni, care are deja în palmares o serie de lucrări ce conțin bancuri, epigrame și aforisme. În primul rând m-a motivat aceea că în ultimii timp, adică ultimii ani după decesul lui domnul Coșeriu, cam și lingviști, și scriitori, și lumea au început să uite despre acest om, despre această mare personalitate. El este un lingvist de talie mondială. El este cel mai mare lingvist și cel mai mare român și cel mai mare patriot. Cum și-a iubit el Basarabia, România, Mihăileniul lui natal, nu cred că cineva s-a făcut. Marele filolog a rămas în sufletul și memoria celor care l-au cunoscut ca fiind un adevărat titan al lingvisticii. L-am cunoscut nu personal, ci de la radio, de la presă, din ziare. Și îmi pare rău că târziu mi s-a spus că sunt rudă, că avem să fiu foarte cointeresată. Moșul meu, Gheorghe Scutariu, de aici, din sat, a stat cu dânsul în bancă. Atât de încântat mi-a povestit despre dânsul, cum era el de activ și talentat. Pur și simplu m-a frapat. Eugeniu Coșeriu a menținut legături strânse cu mediul științific românesc și cu baștina, revenind deseori în satul natal Mihăileni, unde obișnuia să se odihnească la umbra unui nuc, care are peste 100 de ani. Eugeniu Coșeriu, considerat o celebritate, un adevărat clasic al lingvisticii, a publicat peste 50 de volume și sute de articole. Cunoștea circa 30 de limbi și vorbea și scria în 11 limbi. Eugeniu Coșeriu a fost doctor honorius causa al aproape 50 de universități ale lumii și membru al Societății de Lingvistică din Paris. Este fondator primei școli lingvistice din America de Sud și al școlii lingvistice de la Tübingen. Cu toate acestea, Eugeniu Coșeriu preciza: eu niciodată n-am plecat din Mihăileni, ci m-am ridicat deasupra să spun lumii că vin din Mihăileni.